Administrația Fondului pentru Mediu invită firmele și instituțiile interesate să-și depună dosarele pentru programul RABLA 2014. Administrația Fondului pentru Mediu a alocat în acest an un număr de 3.000 de tichete pentru persoane juridice și instituții publice. Tichetele sunt alocate electronic în sistemul informatic gestionat de AFM. Dosarele se depun la sediul Administrației Fondului pentru Mediu, iar termenul limită de depunere a acestora este 1 septembrie. Cei interesați pot consulta ghidul de finanțare publicat pe site-ul www.afm.ro, în care sunt prevăzute atât condițiile de eligibilitate, cât și documentația necesară pentru înscrierea în program. Lista persoanelor juridice și a instituțiilor publice validate să participe în programul RABLA 2014 este și ea publicată pe același site. Anul trecut, în cadrul programului RABLA, au fost alocate 23.000 de tichete, dintre care 20.000 pentru persoane fizice și 3.000 pentru firme și instituții publice. Au fost distribuite 20.922 de tichete astfel: 19.211 către persoanele fizice și 1.711 de tichete către instituții și firme. Un automobil din categoria celor nepoluate a fost achiziționat anul acesta de primăria Moinești.